Evaluarea candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor și membru în Consiliul Superior al Magistraturii, instituții fundamentale care se ocupă de cariera judecătorilor și a procurorilor. Da? Deci în situația în care ai un Consiliu a Procurorilor și Consiliu a Judecătorilor, CSM, cu persoane oneste, integre și care pun în prim plan interesul public, mai ușor poți face curățarea sistemului justiției, a procurorilor, de judecători și procurori toxici. Plus, evident, încadrarea în aceste funcții a unor persoane oneste, necompromise, care vin să facă dreptate. Într-adevăr, a fost publicată legea, acum suntem în proces de punere a bazei pentru implementarea. Am solicitat doamnei prim-ministru să emită dispoziția cu privire la lista partenerilor de dezvoltare. Pe baza acestei dispoziții vor fi expediate adrese către partenerii de dezvoltare pentru ca în comun să delege 6 membri în comisia de evaluare. Acești 6 membri urmează să fie transmiși către Parlament și Parlamentul urmează să selecteze 3. De rând cu aceasta am trimis demersuri către fracțiunile parlamentare care la fel trebuie să delege 3 membri în total, deci conform principiului proporționalității. 3 pentru o componență de comisie și 3 pentru... Deci în total se caută... Da, deci... Se caută 12 persoane? Nu, 6 persoane, dintre care 3 delegații de parteneri de dezvoltare. Deci partenerii de dezvoltare transmit lista cu 6 și Parlamentul alege 3 și totodată 3 experți naționali delegați de către fracțiunile parlamentare conform principiului proporționalității. Nu știm deja cine sunt acești parteneri de dezvoltare? Da, cred că în zilele următoare doamna prim-ministru urmează să emită dispoziția guvernului, da, sunt cei care susțin, au susținut de-a lungul timpului reforma justiției. Ambasadii, delegații... Cine sunt? Ambasada Statelor Unite ale Americii? Da, Ambasada Statelor Unite, delegații Uniunii Europene, câteva ambasade care au vrut să semneze separat de delegația Uniunii Europene, deci Uniunea Europeană în general, deci toate cele 27 de state, plus alți parteneri care susțin reforma justiției, Banca Mondială este acolo. Deci ei trebuie să vină cu o listă aprobată prin consens către Parlament cu... Și lista este deja? Eu știu că au avut discuții, nu cred că este lista finală, urmează să o aprobe cumva, să o convină între ei în momentul în care ajunge această solicitare cu privire la delegarea experților pentru Comisia de Preveding. Deci am spus 3 naționali, deci am trimis scrisorile către fracțiunea PAS și fracțiunea socialiștilor, deci conform principiului proporționalității, PAS ar urma să delege 2, socialiștii 1. De rând cu aceasta, până pe data de 27 martie, este termenul limită pentru ca judecătorii și procurorii să depună dosarele pentru a deveni candidat la funcția de membru a CSM și CSP respectiv să treacă prevetingul și pe această cale vreau să transmit un mesaj către judecători și procurori, mai ales care sunt onești, care nu au probleme de integritate, să depună dosarele la acest concurs, dacă doresc să devină membru CSM. Eu vreau să discutăm despre acest candidat. Pentru că reforma nu este îndreptată împotriva judecătorilor și procurorilor onești, dimpotrivă, ea vine să ajute procurorii și judecătorii onești, ea este îndreptată împotriva celor toxici care au emis decizii dubioase și care au avere nejustificate. Deci, încă o dată, îndemn pe această cale judecătorii și procurorii să depună dosarele. Scopul nostru este de a stimula oamenii onești și nici de cum de a merge împotriva lor. Da.